Inspectoratul Județean de Poliție Neamț a scos la concurs 81 de posturi pentru completarea locurilor libere din mediul rural. De astăzi au început înscrierile, care se vor finaliza vineri 8 aprilie. La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț au fost scoase la concurs 81 de posturi, dintre care 80 pentru încadrare de personal de sursă externă, iar un loc pentru reîncadrare de personal. Toate posturile scoase la concurs sunt în specialitatea ordine publică și acestea sunt repartizate la posturile de poliție din mediul rural. Perioada de înscriere este 4-8 aprilie 2016, în intervalul orar 9-16, candidații putând să-și depună dosarul la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț din municipiul Piatra Neamț, strada Eroilor, iar înscrierile se fac personal, indiferent de localitatea de unde își are domiciliu candidatul. Examenul de admitere în poliție va avea mai multe probe pe care cei care vor să devină polițiști trebuie să le treacă. Concursul se va desfășura în cursul lunii mai 2016, iar el cuprinde următoarele probe: evaluarea performanței fizice, un test scris de tip grill și interviu pentru departajare. Totodată, testul scris tip grill se va susține pe data de 14 mai 2016. Pentru înscrierea la concurs, aspiranții la meseria de polițist trebuie să îndeplinească o serie întreagă de cerințe, respectiv să fie cetățeni români cu domiciliul în România, să cunoască bine limba română, scris și vorbit, să aibă capacitate deplină de exercițiu, să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihic, să aibă vârsta minimă de 18 ani, să aibă studii corespunzătoare postului pentru care candidează, respectiv să aibă minim studii liceale cu examen de bacalaureat promovat, să aibă un comportament adecvat cerințelor de conduită admis în societate. Una din condițiile importante este aceea de a avea cazier judiciar curat. De asemenea, persoana care vrea să devină polițist nu trebuie să fi fost destituită în ultimii 7 ani din vreo funcție publică și nu trebuie să fi desfășurat activități de poliție politică. Criteriile fizice contează și ele foarte mult. Bărbații trebuie să aibă înălțimea de minim 1,65 de metri, iar femeile de 1,60. Se impune ca cei care doresc să devină polițiști să aibă permis de conducere auto categoria B.